Salutare tuturor și bine v-am găsit la ultimul Q&A din acest an, Q&A-ul special de Crăciun. Să începem! Ce îți dorești de Crăciun? Ei bine, de Moș Crăciun eu vreau un Razer Mamba Tournament Edition mouse foarte, foarte șmecher. E super, super șmecher, am un mouse destul de slab și zic că un mouse nu ar fi foarte, foarte șmecher. Tu cu cine sărbătorești Crăciunul? Cu familia sau cu prietenii? Sărbătoresc Crăciunul cu familia, zic că e mai importantă familia decât prietenii, dar și prietenii sunt foarte... Bă, Kevin. Ce p***a faci? Filmez Q&A. Ciao! Eu zic că e mai importantă familia decât prietenii, dar și prietenii sunt foarte importanti, pentru că dacă n-ai prieteni, e cam nașpa, pur și simplu o să fii singur. Dar, acum depinde de fiecare cum vrea, eu îmi sărbătoresc personal familia, îmi sărbătoresc Crăciunul cu familia. Ce vei face de Revelion? Bă, să știi, chiar n-am nicio idee ce o să fac de Revelion. Habar n-am, știu că anul trecut am făcut un live stream de la 2:30 până la 8, 5 ore jumate, da, cam așa. A fost foarte șmecher, dar nu cred că o să mai fac live anul ăsta pentru că, nu știu, mi se pare plictisitor. Deci am făcut, m-am culcat pe la, deci am făcut live până la vreo 8, după n-am mai putut și m-am culcat pe la 12 până la vreo 2, bă. Păi ziua aia am fost praf pe 1 ianuarie, bă. Nu mai fac asta, să mor eu. Părinții tăi sunt de acord cu ce faci tu? Bine, dacă te referi la YouTube, da, sunt de acord. Părinții mei mă susțin destul de mult și vor și ei ca mine să ajung de cât mai sus, pentru că dacă mie îmi place ce fac, ei nu mă descurajează sau ceva de bine, depinde și ce fac. Dacă fac ceva și nu învăț sau chestii, da, e cam nașpa, dar fac și YouTube și învăț și încerc să le combin pe toate. Dacă ai avea trei dorințe, care ar fi acelea? Ei bine, cred că aș vrea mulți abonați pe YouTube, să fiți activi, să fim o comunitate ca lumea. Da, aș mai vrea să trăim și noi într-o țară ca lumea, pentru că în țara asta toată lumea ne face țigani din alte țări, toată lumea ne înjură și totuși, într-adevăr, sistemul de la noi de învățământ, totul de la noi, e o prostie, frate. Mi-aș dori să avem o țară mai ca lumea, să fim mai uniți, să nu ne mai înjurăm, să nu se mai fure atât de mult. E cam imposibil. Și a treia dorință, să iau note bune la școală și să fac o facultate bună, să am un job bine plătit. Cred că asta ar fi a treia dorință. Vrei să te apuci de o serie de Minecraft multiplayer? Bă, să știi că aș vrea, pentru că știu că vouă vă place Minecraft-ul, dar habar n-am în ce serie să intru. Am întrebat la o serie, încă nu mi-a răspuns. Cred că o să fiu destul de... S-ar putea să fiu acceptat pentru că am 30.000 de abonați. Când te-ai apucat de YouTube, ce gânduri ai avut? Bă, să știi că nu am apucat de YouTube, habar n-aveam, pentru că eram clasa 4-a, dacă îți vine să crezi, acum sunt clasa 7-a, dar habar n-am la ce m-am gândit. Voiam și eu să am o comunitate, să am abonați, să uite lumea la mine. Și chestia asta chiar s-a întâmplat și datorită vouă am ajuns unde sunt acum, la 30.000 de abonați și chiar e ceva pentru mine, chiar înseamnă foarte mult pentru mine. Ce realizări vrei să faci în anul 2016, pă, bă? În anul 2015, nu știu, am zis într-o video, dar nu am mai găsit video ăla, am zis că vreau să ajung la 5.000 de abonați și mi se părea greu să ajung la 5.000 de abonați și acum suntem 30.000 de abonați, deci wow, gândiți-vă că am depășit suma de 5.000 de abonați cu 25.000, înțelegeți? Deci practic cu de 3 ori mai mult am, nu, de 6 ori mai mult am crescut decât îmi propuneam eu, ceea ce e foarte, foarte, foarte șmecher și vă mulțumesc tuturor. Dar pe anul 2016, dacă se poate, aș vrea și eu să fac 100.000 de abonați? Cam greu 100.000 de abonați, dar dacă încerc măcar aproape la un 70-80.000, s-ar putea să ajung, cine știe, cine știe cum va fi școala, clasa 8-a din septembrie, mai e mult oricum până acolo, mai e mult. Vreau ca la anul să facem un video de genul ăsta și să ne reamintim ce am zis acum, era să-mi scap telefonul, să ne eram sigur că o să scap. Să ne propunem un alt număr pe anul 2017, dar mai sunt 365 de zile, deci mai avem de așteptat. Ce-ți place, gaming sau vlogging? Pă, nu știu dacă ai văzut, dar pe canalul meu sunt ambele. Postez și gaming și vlogging pentru că îmi plac amândouă. Am început YouTube cu gaming, deci da, dar vlogging-ul, tot timpul place să fac vlog, să fac chestii amuzante, provocări, Q&A din astea și dacă aș face doar gaming ar deveni plictisitor după mine, gen doar să mă joc câteva jocuri, așa că vreau să diversific acest canal și cu jocuri, și cu vloguri, chestii interesante și da, acum sper că vă place ce fac. Când te mai vezi cu băiatul ăla? Cum îl cheamă? Regent? Ba, a venit Mars la mine și am filmat-o 4 videoclipuri destul de șmecheri, adică ăla de provocări, care apare mâine, pentru că azi e miercuri când filmez, dar și-am mai filmat ăla cu farse la telefon, care eu zic că e șmecher, care a ieșit destul de șmecher și am mai filmat
cu el și două videouri la el pe canal, așa că puteți să le verificați pe canalul lui, care sper să nu uiți să-l pun în descriere. De Crăciun ai vrea 100.000 de abonați sau cel mai bun PC de gaming din lume? Bă, să știi că de Crăciun mi-ar plăcea mai mult 100.000 de abonați, pentru că aș avea oameni care se uită la mine, înțelegi? Dacă aș avea cel mai bun PC din lume, aș putea să fac videouri bune, dar mi-ar lua mult mai mult timp să ajung la 100.000 de abonați. Și doar practic aș avea un PC foarte bun și n-aș putea totuși să fac tot ce e mai bun din el, pentru că doar nu o să încep să pun videoclipuri 4K, 60 de frame-uri, pentru că nu se merită. Și așa că mi-ar plăcea mai mult să am 100.000 de abonați, să fie multă lume care mă susține, să mă duc la evenimente, să fac poze cu oameni, să dau autografe și zic că asta ar fi mai șmecher. Câte degete ai la o mână? Eu am 5 la o mână și 5 la cealaltă. Cum vine asta? Îți place atmosfera de Crăciun? Poți să știi că îmi place atmosfera de Crăciun, dar anul ăsta zăpadă, canci. Nu avem deloc zăpadă, pur și simplu avem asfalt. Vine 25 decembrie, asfalt pe jos, frate, asfalt. Să vezi că în februarie începe să ningă, închide DN1, DN2, DN7, DN17, dar școlile tot nu le închid. Așa că măcar cât e vacanță, cât sunt școlile închise, să ningă, dar decât să ningă când suntem la școală, na, nașpa. Dar în rest, atmosfera de Crăciun e șmecheră, când stai, asculti colinde, luminițe prin casă, foarte șmecher, mie tot timpul mi-a plăcut atmosfera de Crăciun. Vara sau iarna? Bă, atâta timp cât iarna e și ziua mea și și Crăciunul și Moș Nicolae și Sfântul Andrei și toate alea chestii nebunii, tot îmi place mai mult vara, pentru că nu îngheț de frig, e cald, poți să ies afară, e vacanță, e prea șmecher iarna, mergi la școală în frig, bine, nu mergi 3 săptămâni din toată iarna, dar în rest mergi, ceea ce e foarte, foarte nașpa. Și mai mie mai șmecheră vara, pentru că până e cald, poți să te duci la piscină, la aquapark, în alte țări, e timp liber, stai cu prietenii, foarte, 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 foarte tare. Dacă ai fi director la școală, slash liceu, slash colegiu, ce ai face, ce ai schimba, ce vei adăuga? Bă, dacă aș fi un director la o școală, slash liceu, slash colegiu, bă, dați seama că n-aș putea să schimb foarte mult. Pur și simplu aș putea să fac școala mai ca lumea, adică să o renovez, să fac niște chestii mai interactive, dar cel mai bine ar fi dacă aș fi un ministru, ceva de învățământ sau chestii de astea, aș face, bă, programul asta, bă, mai ușoară, mă. Să înveți lucruri elementare, frate! Nu să învăț eu, ne învață teorie la materii foarte nefolositoare. Măcar dacă la muzică, eu știu, am cântat cu niște instrumente la tehnologie, am face și noi ceva, am înfiletat un bec sau ceva. Ca lumea, nu să ne învețe teorie. Astăzi facem despre sticlă! Sticla este un material foarte important. Dacă Regent te-ar copia, ce ai face? Ok, deci Regent vrea să mă imite, da? Mă, vezi tu. Yeah. Dacă ar fi să alegi între fata visurilor tale sau o vilă cu mașină, unde ar fi poziționată vila? În Miami, frate. În Miami. Acolo, frumos, plajă, șmecher. Dacă ai primit ca și cadou cel mai bun PC și cel mai bun mouse și cea mai bună tastatură, cum le-ai mulțumit părinților? Păi bă, nu știu, le-aș zice mersi, mersi, da? Dar părinții mei sunt mai mulțumiți când văd că îmi place ce îmi cumpără, nu că îmi cumpăr o chestie, zic mersi și nu o folosesc două luni. Dacă le folosesc și îmi place ceea ce mi-au cumpărat ei, atunci sunt cei mai mulțumiți și eu la fel, pentru că da, de ce nu? O să mai fac vreo colaborare cu alți youtuberi în afară de Regent? Bă, da, vreau să fac o colaborare cu Denis Vural sau Kevin Vlogsify sau dacă mai are vreun nume. E un tip foarte de treabă și mă gândeam să fac o colaborare cu el. Nu știu ce să fac, așa că lăsați-mi în comentarii ce colaborare vreți să fac cu Kevin sau Denis sau cum vreți voi să ziceți. Ceva interesant, vlog, chestii, da? Apreciez, mersi. Ce youtuber îți plac cel mai mult? Păi bă, să știi că eu nu prea mă uit la youtuber. Da, mă uit, da. Gen, la vlogger mă uit în general, la Shelly, la Kevin, la mai mult la prieteni mă uit, la Vlad Munteanu, la cine mai uit. Și la gamer, eu știu, mă uit la ce găsesc. De exemplu, mai caut câte un joc, mai caut asta și da, în rest mă uit la prieteni pe YouTube, că n-am ce să fac.
Dacă car înseamnă mașină și man înseamnă om, înseamnă că mătușa Carmen e Transformers. Chiar pe mătușa o cheamă Transformers. Cheamă Transformers. Ce handicapat! Bă, chiar pe mătușa mea o cheamă Carmen și... e foarte amuzant să știi că... mătușa ta e Transformers. Da. Foarte amuzant. Te gândi vreodată că ești un YouTuber de căcat? Că te faci de râs? Nu mai bine te lași de YouTube? Nu crezi că ești inutil sau praf în ceea ce faci? Glumesc, ești genial. Continuă tot așa, faci case opening cu revolver, case-uri de Crăciun. Fac case opening, nu știu, adică... case opening-ul, practic să vă zic eu ce e. E o mare pierdere de bani, înțelegeți? Deci să zicem că deschid 20 de cutii. 20 de cutii să zicem că ne costă... 50 de euro, da? Dau 50 de euro și prin bulan îmi pică maxim iteme de 15 euro. Și aș face un video cu 2000 de like-uri, dar... ar fi o mare pierdere de bani și degeaba și nu se merită. Bun, cam asta a fost cu întrebările de anul acesta. Vă urez Crăciun fericit pentru că astăzi este 25 decembrie. Crăciunul am putea să vă urez la începutul videoclipului pentru că nu mi-am dat seama. Crăciun fericit, sărbători fericite, un an nou fericit, plin de împliniri, să vi se împlinească ceea ce vreți voi. Cam asta a fost cu întrebările de anul acesta. Ne vedem anul viitor în forță și cu multe videouri mult mai șmechere. Și da, asta, să știți că ăsta nu e ultimul video din anul ăsta, așa că doar vă zic așa că... Păi cam asta cu acest Q&A, nu uitați să apăsați pe de like, să strângem și noi 1000 de like-uri pentru acest episod foarte mic și foarte mirobolant. Eu am fost Gami și ne vedem data viitoare. Pa!